Bună dimineața! La mine e ora 9:20, nu știu când o să public vlogul ăsta. Că se pare mie ceva să-l fac pe prim. Așa că... pe ăsta nu știu când am să reușesc să-l pun. Ideea e în felul următor, la ora 9 acum avem antrenament cu copiii mei, au o alergare ușoară de 40 de minute, așa că m-am gândit să vă iau și pe voi cu noi la antrenament. Ne vedem acum. Later. Aici, Vicențiu. Hai, vine aici. Stai că tu ești mai înalt așa și mai dificil. Aveți 40 de minute de alergare ușoară. O să vă dau... 46 sunteți. Să vă dau 5 minuțele așa la fiecare să vorbiți. Da, facem un Q&A. Da. Știi ce era, da? Am să mai spun, da. Ok? Eu spun întrebările și tu răspunzi, da? Da. Bine. Hai să vedem și câte ceasul. Ca să nu zici că te-am furat la timp. La și... acum, deci avem 4 minute din alergare. La 9 minute ai scăpat de mine, da? Da. Ok. Prima întrebare. De cât timp faci sport? Vorbește mai tare că e posibil să nu te auzi, mai ales aici. În iulie 2020. Adică... de anul trecut din iulie, da? Da. Bine. Pe nici de un an de zile, da? Da. Înainte mi-ai făcut un sport? Mi-am făcut în not. În not? Da. Dar nu la nivel de performanță. Nu. Ok. Câți ani ai? Păi 16 și anul ăsta fac 17. Anul ăsta fac 17 și asta înseamnă că la triatlon ești junior. Ok. Fac ceea ce îmi place. Așa. Și nu stau în casă. Și nu stai în casă. Acum, de exemplu, în situația de față, da? Când voi nu faceți școală, faceți online doar. Da. Dacă nu ai face sport, ai mai ieșit din casă? Mai ieși din casă, dar nu... Bine, excluzând momentele în care duci cu noi sau te duci să iei pâine, da? Nu, mai ieși din casă, dar nu așa de des. Așa de des. Îmi ies pentru antrenament. Mulțumesc. Deni, vino aici în cadru. Stai așa să încerc să țin cu scândă. Ok. Nu-ți mai spun ce înseamnă la Q&A și toate astea, da? Da, știu din capul. Bine. Crede-și-o la cât stai pe aici. Pe social media e imposibil să nu știu. Ok. Prima întrebare, câți ani ai? 15 ani. 15. De câți ani faci sport? Aproape 7. Ce sport? Triathlon. Mici. Ba nu, păi nu triathlon. Deci ai început cu un not, da? 2 ani și după... și după te-ai apucat de triathlon. Ok. De ce triathlon? Pentru că mi s-a părut un sport foarte interesant. Pentru că este foarte complex. Și am zis să încerc și altceva. În afară de not. În afară de not. Okay. Zi-mi rezultatele tale de anul ăsta. Cu toate că nu au fost prea multe competiții din cauza pandemiei. Am rezultat în vot național. Așa, cel mai
bun rezultat ăsta, nu? Ok. Cred că dacă mi-aduc eu bine aminte, ai avut la Super Sprint, la Mamaia? Da. Podium, nu? Da. Locul 3. Da. Ok. Și cam atât, nu? Da. Ai scăpat, gata? Cred că nu mai vine nicio întrebare. Ce planuri ai pentru anul? Pentru anul, doar. Pentru anul. Ca să rămân în lotul național. Da. Să merg în cât mai multe cantonamente posibil cu lotul național. Ca să fiu convocat în mai multe cantonamente. Să ajung la competiții internaționale și naționale. Doamne ajută să se organizeze. Da. Să sperăm. Și să rămân acolo pe primele 5 locuri măcar. Super. Pentru asta trebuie să... Mulțumesc foarte Ralu? Da. Vino mai așa, mai în cadru, că nu te prindu și atunci. Zi-mi cât ține ai? Da, de 10. De cât timp faci? Triat. 4-5 ani. Ai făcut alt sport înainte de triatul? Da, în not. În not câți ani? 2. 2 ani. Și de ce triatlon? Nu fugi de mine, stai aici cu mine în capul. Pentru că e mai interesant decât în ochi. Mai interesant decât în ochi. Și eu-s de aceeași părere, da. Și mai ales cum ești tu care te plictisești extrem de repede de ceva anume, nu? Da, e perfect, triatlonul e perfect. Deci putem spune că triatlonul pentru o persoană care se plictisește destul de repede este ideal? Da. Excelent. Tu acum la anișorii tăi, te vezi renunțând la sport cândva în viitor, așa, doar din propria inițiativă, fără să fii nevoit? Nu. Nu te vezi? Nu. De ce? Pentru că îmi place foarte mult triatlonul. Da. Și într-un fel m-am obișnuit cu antrenamentele. Adică dacă nu fac antrenament o săptămână, să zicem, nu prea mă simt foarte bine. Deci nu-ți face bine statul, da? Am înțeles. Ok. Hai, așa să-mi torc camera. Țin 5 minute, da? E și 23, până și 28, să nu zici că exagerez cu tine. Primul și în primul rând, câți ani? Faci 13. Pe cât timp faci triatlon? De 6 luni. Trei? Și înainte de triatlon ai mai făcut și altceva? Da. Ce? Și îmi spui și cât timp ai făcut? În not, cât timp ai făcut volei? Am făcut în not vreo 5 ani cu pauză. Da. Și volei am făcut în not. Ok. Și acum de ce te-ai apucat de triatlon? Păi, la insistențele Ralucăi. Da, Raluca fiind colegul de clasă cu tine. Da. Mi-a spus că e foarte interesant și în același timp solicitam de ale super tare și m-am apucat. De ce crezi că cineva de vârsta ta ar trebui să facă sport, să practice un sport anume? Nu, deci nu mă refer la viața, vorbesc în general. Pentru că este o activitate extrașcolară care este benefică pentru acea persoană, adică da. Prin sport crești sănătos și îți poți face prieteni și e foarte tare să faci sport. Am înțeles. Așa, să trebuie să țin asta, mă ajut așa să te vedem. Spune-mi câți ani ești. 10. 10 ani și ori. Împliniți sau neîmpliniți? Împliniți. Asta înseamnă că anul ăsta faci 11?
Ok. De cât timp aș tăia tot? De un an, ok. Deci înainte de triatlon ai mai făcut altceva? Sport. Ce sport? Ai făcut în not, da? Ok. De ce cineva de vârstă ta ar trebui să facă sport? Nu triatlon, sport. Deci poate să facă și volei, poate să facă și, da? Zic. Asta se dezvoltă să nu te supă. Asta e singurul motiv? Uite, de exemplu, tu, ce faci? Îmi place. Ca să-mi stai în casă, da? Ești mai sportivă? Super, da. Ești mai așa de fire, mai sportivă, da? Îți place să te da. Să faci mișcare mult, nu? Nu îți place să... Am înțeles. Și cam asta. Ok, și revin la întrebarea la care nu mai ai răspuns. De ce cineva de vârsta ta trebuie să facă sport? Bine, mai trebuie. Să se duce mai sportiv. Da. Și numai. Zi-mi ce rezultate ai avut anul trecut la concursul. La alea care s-au organizat, prea multe n-au. La duatlon ai ieșit campioană națională. Da? Ok, alte rezultate mi-ai avut anul trecut? Atâta, nu? Atâta. Ok, și pentru anul ăsta ce planuri ai, ce obiective? Păi de asta nu te ocupi, se ocupă organizatorii, deci ăsta nu-s planurile tale. Da? Nu trebuie să-ți faci griji în privința asta. Tu, pe plan sportiv, ce obiectiv ia? Dacă anul trecut, de exemplu, ai ieșit campioană națională la duatlon, îți dau un exemplu. Ca și obiectiv pentru tine anul ăsta, nu e să-ți păstrezi titlul de campioană națională? Deci este, da? Doamne ajută! Mai avem 8 minute. Hai, vine și lângă mine. Ești mai înălțuță. Îmi vede mai bine. Alexia, spune-mi câți ani. 10. De ce triatlon? Pentru că îmi place să alerg. Da? Și îmi place să stau în casă. Și nu-ți place să stai în casă? Ok, vorbește mai tare. În astea 3 luni de zile, de când faci triatlon, ce ți-a plăcut cel mai mult și ce nu ți-a plăcut? Mi-a plăcut cel mai mult alergatul și cel mai puțin, cred că bicicleta, pentru că mereu, dacă mi-a uitat mănușile, mi-era frică. Ok. Da, ăsta a fost antrenamentul. Cât mai eficiență și se termină. 4 minuțele, mai avem 4 minute și încheiem cele 40 minute de alergare ușoară. Sper că a fost interesant antrenamentul. A fost? Din punctul meu de vedere, v-ați descurcat de minune. Sper că a fost plăcut. Și siguranță pe viitor o să repetăm genul ăsta de antrenament. Gata, îmi curge și nasul. Facem condens. Mai avem o tură de plajă și am încheiat într-un antrenament. Ne revedem după. Gata, am revenit. Asta a fost primul antrenament pe ziua de azi pentru copiii mei. Mai am un antrenament de înot după amiază.
pe care nu o să-l mai includ în, în vlogul de astăzi. Nu vă mai plictisesc, e de ajuns pentru astăzi. Prin urmare, vă salut și ne vedem mâine.